Doamnelor și domnilor, sunt Florentina Fântânaru, bun venit! Faptele dau măsura caracterului. Dar ce este caracterul? O personalitate morală, fermă. Ne mai interesează să fim oameni de caracter? Mare omul în ziua de azi, perseverență, voință fermă și corectitudine. Știm cum să transăm în educația copiilor noștri trăsături ca demnitatea și respectul de sine, generozitatea, sinceritatea, loialitatea, principialitatea, hărnicia, perseverența, disciplina și angajarea socială. Aflăm astăzi de la un doctor în filozofie, profesor universitar la Facultatea de Comunicare și Relații Publice, domnul Dumitru Borțun. Bine ați venit, domnule profesor! Abia așteptam să vorbim despre caracter. Acum că, dacă ar fi să ne întoarcem în timp, în anii 70, pe când dumneavoastră aveți, să zicem, 20 și ceva de ani, ce știați? Da. Ce era pe atunci un om, un bărbat de caracter? Am terminat liceul în 1970. Așa. Deci ați nimerit bine, era perioada în care se formează idealul moral la adolescenți. Și din fericire citisem Balzac. Și aveam niște contramodele foarte bine conturate. Un Lucian de Rubempré, un Rastignac. Bărbați care evoluau prin intermediul femeilor pe care le cucereau, urcau pe scara socială, ajungeau la curtea Franței și, dacă țineți minte, ultima frază cu care se termină celebrul roman Père Goriot al Balzac, privind în vale la Paris, de pe înălțimea unde cimitirul Père Lachaise, Maintenant între noi, nu, mon vieux. Și acum între noi, bătrâne. Bătrânul era Parisul. Uh-huh. Un tânăr venit din provincie, hotărât să cucerească Parisul cu orice mijloace. Și îl cucerește. Numai că eu deja la 19 ani aveam un contramodel. Da. Îmi propusesem să nu fac niciodată așa ceva. Pentru că mi-am dat seama că astea sunt cele mai perisabile mijloace de a progresa în viață. Sunt cele mai imorale, pentru că sunt cele mai facile. Să te bazezi pe farmecul tău personal, pe aspectul fizic. Pe imagine, pe, nu? Ceea ce ține de calități, dar nu de merite. Ori a opta, asta e o opțiune morală. Să optezi ca să faci, să-ți faci loc în viață folosindu-te de calitățile tale sau să optezi pentru, pentru a-ți face loc în viață un loc cât mai bun prin meritele tale. Ori meritele înseamnă, pe lângă calități, muncă și caracter. Dacă n-ai muncă și n-ai caracter, n-ai cum să meriți niște succese. Iată de ce eu cred că orice succes în viață e o probă de caracter. Frumos ce spuneți, dar vorbeați despre antimodele, modelele care v-au inspirat. Care au fost? E greu să vă spun, pentru că modelele astea care te inspiră sunt mai discrete. Ele acționează implicit. Și de-aia se și vorbește în teoria educației despre învățare socială sau învățare tacită. Așa. Nu știi întotdeauna că înveți. Sunt lucruri pe care știi că le înveți de la școală, le-am învățat la ora de cutare, la disciplina cutare, profesorul stătea lângă sobă sau stătea la geam când a spus următorul lucru. Eu am avut atunci o trezire intelectuală, o revelație și atunci țin minte. Dar de regulă, noi învățăm fără să știm de unde. De unde am auzit prima dată cuvântul mașină, de unde am auzit pentru prima dată despre constelații, habar n-avem, dar le știm. Iată de ce modelele astea pozitive funcționează, e greu să răspunzi retroactiv. Pot să vă spun de pildă că mama mea a fost un astfel de model. Și știu de ce, dar după o vârstă mai târzie mi-am dat seama. Mama mea era fată de învățător, un învățător rural în Taylorman, foarte aspru, foarte consecvent, un om de caracter, ca să rămânem la tema discuției, dar atât de normativist și de riguros încât a avut o elevă pe mama mea și ca să dea exemplu celorlalți că el este obiectiv, e imparțial, o pedepsea. Și o pedepsea de multe ori vorbea în timpul orei. O punea în genunchi pe coș de nucă, pentru că așa era procedura. Știu, pedepsele pe atunci așa erau. În epocă, bun.
Și ea, săraca, a fost atât de traumatizată de acest lucru, că propriul ei tată o pedepsea la școală, încât n-a vrut să ne ia elevi. Eu am un frate geamăn, e arhitect. Eram amândoi, puteam să intrăm, dacă nu știam, de la 6 ani, în clasă la mama noastră. N-a vrut să forțeze asta, da. Și ne-a lăsat să ne ducem de la 7 ani. Pentru că a zis, nu vreau să fac și eu ce a făcut tatăl meu cu mine. Deci v-a spus, v-a explicat? Ne-a explicat, ne-a povestit ce pățea. Și noi am înțeles-o. Dar ea avea o anumită consecvență morală. Avea niște principii pe care din când în când le și enunța explicit. O vedeam cât este de consecventă cu principiile ei. Observam că de multe ori suferă din cauza faptului că realitatea nu se ridică la nivelul principiilor, dar nu ceda. Iată de ce, țin minte că ajunsesem asistent universitar la Universitatea din Brașov, iar rămăsese la Alexandria, eram foarte departe. Eu eram dita mai omul și de multe ori când aveam de făcut o alegere morală, mă gândeam, oare maică-mea ce-ar face în situația asta? Iată ce înseamnă un model. Un model, exact. Un model te inspiră, de-aia se și spune model inspirațional. Și merge cu tine în viață. Merge după tine. Exact. Și poți să apelezi la el oricând. Cum e pentru creștinii autentici Iisus Hristos, cum e pentru un om care a avut în familie un model. Un reper concret, să adevărat. Doamna Fântânaru, modelul ăsta poate să apară și din afara familiei. Sunt convinsă. Poate să apară primul din familia lărgită. Un unchi. Da, din familia extinsă. O mătușă, văduvă, care locuiește împreună și familiile alea, care nu prea mai există acum. Noi trăim într-o lume cu familii nucleare. Da? Poate să fie unul dintre profesori sau nu. Poate să fie pur și simplu prietenul tatălui sau prietenul al bunicului cu care te întâlnești la un moment dat. De important e că de-aia se numește om providențial. Așa. Acel om providențial trebuie să apară la momentul potrivit. Nici prea devreme, că nu-l înțelegi, nici prea târziu, că s-a terminat. Da. Eu am o glumă, s-au închis fontanelele. Corect. Adică când vine prea târziu, capacitatea ta de receptare și de asimilare a unor experiențe ale altora, unor învățături, unor... nu mai există. Tardive. Sunteți născut în Alexandria, muntean, nu? Jet, beget, nu? Cu rădăcini. Nu? Puternice, da, românești. Da, în Teleorman. Și amândoi părinții sunt. Tatăl meu provenea din Vitănești, fiu de țărani, care la 14 ani a rămas orfan de amândoi părinții și a crescut încă 3 copii, mai 3 frați, mai mici decât el. S-a angajat curier la primăria din Vitănești atunci la 14 ani. Și la 18 ani a devenit secretarul primăriei. Iată de ce. Un om care a tras, a muncit ca să-și pună familia pe picioare, iar mama mea venea dintr-un mediu mult mai favorabil, a fi învățători. Ei erau cinci frați, dar erau atât de uniți între ei și atât de frumos creșteau în ograda învățătorului Iancu Ionescu, pe care tot satul diviniza, că așa era atunci. Da. Preotul și învățătorul erau cei doi stâlpi pe care stătea spiritualitatea unui sat. Și prin mâna unui învățător treceau generații la rând. Erau cazuri în care bunicul, tata și tatăl și băiatul trecuseră prin mâna lui. Și erau, se uitau la ei și la familia lor, care, mă rog, făceau baluri. Mama mea ieșea adesea regina balului, era foarte admirată. Vedeți, veneau dintr-un gen de sat românesc care însemna și comunitate. Nu erau doar niște dormitoare pentru forța de muncă a moșiilor. Erau și sate de-alea și sate de-alea. În Teleorman sunt mult prea multe sate fără comunitate, din păcate. Dacă mergeți spre Alexandria, veți vedea, veți trece prin niște sate care au 2 șiruri de case, pe stânga și pe dreapta. Ăla era un fel de sat colonie pentru cei care lucrau o moșie. Da, înțeleg. Însă sate de astea, cum e cazul satului Cernetul, din care vine mama mea, era un sat foarte bine construit, cu mai multe străzi, cu centru, cu biserică, cu cămin cultural, cu școală. Fiecare un centru de interes important pentru săteni. Și cu lideri, cu oamenii care inspirau pe ceilalți săteni și îi ridicau. Iată ce am pierdut noi. Am pierdut comunitatea rurală. Nu mai există. Da, din istoriile astea de viață, ale părinților, ale bunicilor, ale strămoșilor noștri, istorii grele, care ne dădeau un
alt fel de sentiment, poate de compasiune, mare compasiune, de respect profund pentru ce au îndurat și pentru felul în care și-au călit caracterul. Nu? Noi asta am primit și am înțeles durerea și suferința lor, așa cum am putut și noi să o facem. Mai putem să din în sufletul, în conștiința copiilor noștri, pe mai departe, să înțeleagă că nu e simplu, nu e ușor, că e multă suferință în spatele părintelui, în spatele bunicului, a străbunicului. E foarte greu de spus cum astăzi. Dar mai putem face asta? Dar cu alte mijloace. Nu mai merg. Sigur că rămân câteva mijloace perene. Întotdeauna povestea va fi un mijloc extraordinar pentru a transmite valori și sentimente. Da. Întotdeauna. Dumneavoastră știți cum i-am făcut eu pe copiii mei să citească? Deci fiica mea citise până în clasa 5-a un metru și ceva de Jules Verne. Le mai știți, da? Cum să nu? Până într-a 5-a. Pe urmă, la liceu citea portretul lui Dorian Gray, citea, dar nu prea citea manualele la școală. Avea manuale netăiate la sfârșitul anului. Liceul Ile Caragiale. Băiatul Vladimir, care era mai mic cu 7 ani, a prins epoca Marconi, nu epoca Galaxia, da. Gutenberg, cum spune McLaren. Nu mai citea. Toate cărțile moștenite de la soră se erau nedeschise. În schimb, s-a uitat pe televizor, pe casete, jocuri. Avea alte mijloace de informare. Prinsese noile mijloace de informare. Și într-o seară, era vineri, mă duc acasă mai devreme și le spun, ce-ar fi să facem o lectură împreună? Așa. Să uitați, e ciudat la mine, dar zic, hai să vă citesc ceva. Și le citesc Puiul, de Alexandru Brătescu Voinești. Când ne apropiam de sfârșit și începeau să-mi dea și mie lacrimile, tremura glasul, că și mie mi-era milă de puiul ăla, întotdeauna mi-a fost milă de... Nu știam cum să mă controlez ca să nu vadă în fața lor un tată care plânge. Dar când m-am uitat la ei, erau cu lacrimi în ochi amândoi. Termin cartea, începem să plângem toți trei și încep întrebările din totdeauna ale tuturor copiilor. Dar de ce n-a mai stat o zi? Dar de ce nu putea să-l ia totuși în cuciocul, să-l care? Nu. După ce ne-am făcut noi, ne-a trecut emoția, am zis ce-ar fi să facem în fiecare vineri seara o seară de lectură. Și fiecare să vină rândul să citească. Doamna Fântânaru, am găsit, era casa plină de cărți, biblioteca era vraiște, în absența mea îi căutau prin cărți să găsească ceva la fel de impresionant, ca să-și facă un număr la fel de bun. Intens, nu? Și cu ocazia asta, Vladimir a început să citească. A terminat facultatea de filozofie și acum pe 22 mai și-a dat un doctorat în științe politice în Anglia. În științe politice în Anglia, nu? Da. Deci, n-ar fi ajuns la carte, la lectură, dacă nu ar fi fost această poveste care transmite nu numai sentiment, că sentimentul e clar, te face praf, poezie, novela aia. Îți transmite niște valori. Ce înseamnă fidelitatea, ce înseamnă dragostea pentru celălalt, ce înseamnă că prăpelița asta până în ultimul moment, când mai era puțin și mureau toți. Și cum trebuie să sacrifici unul dintre pui ca să-i salvezi pe ceilalți. Iată, deci, lucruri pe care copiii nu le pot afla în continuare. Nevoia de poveste rămâne. Așa cum rămâne, de pildă, nevoia de spectacol. Deci, dacă noi vom ști să le transmitem și sub formă de entertainment, să spunem așa, generic, sub formă de distractivă, atractivă, niște lucruri, noi cred că îi putem conecta la ceea ce se numește, dacă vreți, principii și valori. Știți, Andrei Pleșu are în Minima Moralia un eseu interesant, se numește Talentul Moral, în care spune așa, cum împaci conflictul ăsta, care e tot timpul prezent, între principii, care sunt principii, nu sunt lucruri, și realitate, care e plină de lucruri și de fapte și de evenimente. Principiile sunt aici, faptele sunt aici. Cum ar zice nemții, Zollen și Sein. Zollen e ceea ce trebuie să fie. E un imperativ moral. Și Sein-ul este ceea ce este. Da. Realitatea e neutră la valorile noastre și la sentimentele noastre. Și nu încearcă să ne iasă în întâmpinare cu valorile și sentimentele noastre. Corect.
El spune că este și o problemă de talent moral. Pentru că e o problemă de sau talent de negociator. Tu tot timpul trebuie să negociezi. Așa. Între principiile tale, să nu le trădezi, și realitate. Pentru că dacă rămâi doar principial, mor cu dreptatea în mână. Mor de foame. Da. Sau mori eliminat de alții din joc și da, marginalizat și așa mai departe. Dacă doar te adaptezi și pierzi principiul moral, devii un animal care se adaptează la mediu. Este ceea ce eu cred că trebuie să facem, concesii, da? Nu compromisuri. Concesii. Adică acele mici compromisuri care nu te compromit. Adică nu-ți compromit principiile. Păi, dacă îți compromiți principiile, îți compromiți identitatea. Pentru că identitatea noastră este dată, puțin știu lucrul ăsta și când îl află, îl află prea târziu. E dată de conștiința noastră morală, de un anumit etos, de un anumit set de principii, de valori, de reguli, de norme, da, care spun asta se face, asta nu se face. Și dacă l-ai pierdut, și se pierzi în primul rând, pierzi respectul de sine. Care este cel mai important. E lucrul cel mai prețios. Dar vreau să vă întreb, de ce spuneți noastră asta? Dacă nu l-avem, așa, începe lipsa de, deci lipsa de respect duce la lipsa de motivație și lipsa de motivație duce și la depresie. 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 Absolut. A citit aia Demonul Amiezii? Andrew Solomon este un autor american, a apărut la noi acum vreo 5 ani, un catastif așa, Demonul Amiezii, despre depresie. Face ravagii în toate clasele sociale, pe toate nivelurile de școlaritate, exact, de instrucție și în toate culturile. Depresia este o boală îngrozitoare, pentru că nu se poate ieși fără asistență de specialitate. Da. Fără un psiholog nu poți ieși din groapa asta. Și câteodată chiar și cu ajutorul psihiatrului. Și, și atunci e greu, că poate reveni. Să nu... Și riscul este că duci în două direcții fatale. La nebunie sau la sinucidere. Haideți să revenim. Dacă e atât de iată important de ce trebuie bunul să fim ăsta, morali. Exact, exact, da, și respectul, să avem respect. Vreau să vă întreb. Îi învățați pe studenții dumneavoastră despre teoria limbajului, da, despre corect, discursul public, da, despre responsabilitatea socială. Corect. Da. Ce vor ei să știe, domnule profesor? Ce vă întreabă ei cel mai des? Ei au dileme morale, încep să aibă la vârsta asta, dar de regulă sunt interesați de majoritatea studenților noștri de azi gândesc în paradigma costuri-câștiguri. Așa. Deci este o paradigmă din perspectiva paradigmelor etice, paradigma utilitaristă, da? Ce este mai util să fac? Întrebarea aia populară, să merită sau nu să merită? Când aud, mi se ridică părul în cap. Bă, să merită? Nici măcar nu e corect. Bineînțeles că spuză gramatical. E o exprimare. Ah, domnule profesor, când i-auziți spunând de asta, ce le ziceți? Știți care e problema cu ei? Și aș vrea să o spun, nu că n-ați zis dumneavoastră, că ne urmăresc spectatorii noștri. Există un gânditor danez, Søren Kierkegaard, care împarte viața omului în trei etape și de când știu asta mi se tot confirmă. Așa. A avut dreptate. Și o confirmă și cercetările de psihologie. Prima etapă e etapa estetică. Copil, tânăr, te uiți după frumusețe, te uiți după plăcere. Deci frumusețea, plăcerea, esteticul, da? Forma. Fetele se uită după pectoral, băieții se uită după busturi, după... Câteodată dau narcisist. Picioare frumoase. Cel care se uită după el, narcisistul, da, se uită tot, că ce frumos, da, sunt, da, ce frumoasă. Da. Că de aici apare acea capcană morală. Că dacă sunt frumoasă, mă descurc eu în viață. Exact. Și atunci devii o ființă imorală, pentru că nu te gândești la meritele tale, unde presupune și muncă, și caracter, și renunțări, da, nu presupune doar calități. Deci ești în etapa estetică. În momentul în care intri în câmpul muncii și începi să ai obiective, deadline-uri, șefi, oameni care te supraveghează, care te evaluează, începi să te simți responsabil față de propriile tale acte și de consecințele lor. Că asta e responsabilitatea. Să te, da, simți răspunzător pentru consecințele faptelor tale. Asupra altora, și dacă se poate și asupra unora pe care nu-i cunoști, și pe termen mediu și lung. Asta e maximul de responsabilitate. Cum ar fi responsabilitatea pentru planeta Pământ și pentru generațiile care vin. Să o lăsăm utilizabilă, cu resurse
prin care oamenii pot să trăiască. Da, da. Asta înseamnă dezvoltare durabilă și tot ce înseamnă responsabilitate socială corporativă, pe care spuneați că o predau la facultate, asta înseamnă. Da. Cum înțeleg. Contribuie corporațiile la o dezvoltare de tip durabil, sănătosă și nu cu perspectivă. La... Exact, da. De perspectivă. Asta înseamnă responsabilitate. Deci, te mai și căsătorești, wow, apare o a treia persoană. Deci, e a doua persoană, partenerul de viață și copilul. Și atunci tu te simți responsabil și față de partener și față de copil. Începi să-ți pui problemele altfel, deci te vezi din afară și îți vezi consecințele faptelor. Da. Este momentul în care, spune Kierkegaard, se trece din etapa estetică în etapa etică. Ori studenții mei sunt la graniță. Înțeleg. Da, e foarte important. Eu am pus cursul de semiotică și teoria limbajului în anul 2 și în anul 3, cât mai târziu, am pus etica în comunicare, pentru că eu trebuie să le fac și o educație etică, pe care liceul nu îl dă. Deci școala noastră nu dă educație morală. Ar fi putut să o dea prin orele de religie. Din păcate, nu se întâmplă. Nu se întâmplă. Cei care predau religie nu predau morala creștină. Predau proceduri, predau ritualuri, predau odăjdii, tot felul de cădelnițe și de patrafire. Nu predau despre binele și răul în viziunea creștină. Și atunci tu te trezești cu niște tineri la granița dintre etapa estetică și etapa etică, în, așa, și ultima etapă e cea religioasă, da? Am uitat să o spun. Da. Când încep să te dedici, e o etapă prin excelență spirituală, te dedici cuiva, ai un obiect de devoțiune, nu neapărat o divinitate, poate nu ești religios, dar te dedici unei cauze. Este o altă dacă, formă. Dacă se întâmplă asta. Dacă se întâmplă. Pentru că nu toată lumea trece prin toate trei etape, ca să fie clar. Asta vreau eu să înțeleagă telespectatorii. Eu văd oameni care au îmbătrânit etapa estetică. Bănuiesc că știți dumneavoastră, cunoașteți. Îi vezi după cum se îmbracă. Da, după cum trăiesc, boemii până la adânci bătrâneți, plete, ei au albit, dar pletele sunt acolo. Deci ăștia sunt cei care îmbătrânesc în estetic. Am înțeles. Pe urmă urmează eticul, ori studenții mei sunt exact la graniță și eu trebuie să îi ajut să facă trecerea asta și să îi ajut să se gândească în viitor și să-și anticipeze puțin. Zic, când vă vedeți, cum mă văd eu peste 3 ani, cum mă văd peste 5 ani? Fii sigur că nu o să mai fiți ăștia de acum, veți fi alții pentru că biografia voastră socială vă va împinge spre altă etapă. Dar, pregătindu-i să devină viitori politicieni, jurnaliști, experți în comunicare, da? Mă gândesc că ce vor ei? Vă spun ce vor să schimbe în societatea asta? Ce e defect? Ce nu funcționează corect? Știu ei să identifice știu, lucrurile să astea? Ce frumos că mi-a spus întrebarea asta, pentru că se leagă foarte bine de tema discuției noastre. Nemulțumirile lor și speranțele lor sunt de ordin moral, să știți. Credeți? Da, urăsc. Sunteți convins? Da, asta da. Vreau să știu. Nu, urăsc. E vorba de faptul că unii spun că nu interesează decât banii, că nu vor sunt decât... Sunt și de ăștia. Păi, sunt, dar nu e majoritatea. Dar nu ăștia nu ajung studenți la SNSP, scuzați-mă. Așa, așa. Deci studenții mei, m-ați semnat despre studenții mei. Corect. Studenții mei au revoltă împotriva ipocriziei. Minunat. Împotriva acestui mod a te minți cu uitându-se tăi, da? Exact. În ochii tăi în ochii și zâmbindu-ți. Da. Zâmbindu-ți și mințindu-te. Nu merge, nu mai vor. Iată de ce o parte din rezultatele alegerilor ultime din România se explică și prin prezența la vot a primului eșantion de tineri care votau pentru prima dată și care vin cu altă conștiință morală. Știți care e marea problemă a lor și a celor care se uită doar la bani și care văd lumea printr-o gaură care se numește bani? Vă dați seama cât pierd să te uiți doar printr-o gaură? Cum e atunci când te uiți pe gaura chei? Nu vezi decât ce-i îndreptul? Sau atunci când ai ochelari de cal. Ochelari de cal. Asta se numește în filosofie înstrăinare. Adică înstrăinarea omului de propria lui esență. Da. Esența umană însemnă ce? Homo faber. Om care produce, care creează. Homo semnificans, care dă semnificații. Homo sapiens, care gândește. Și tu toate aceste calități ale naturii umane le bagi într-una singură, banul. În momentul ăsta tu nu mai ești decât o mașină de făcut bani. Nu mai ești altceva. E păcat să-ți irosești viața. Singura viață pe care o ai aici pe pământ să-ți o irosești fiind o mașină de adiționat capital. E oribil. Numai că ei nu știu asta. Și să vă spun de ce nu știu, fiindcă nimeni nu le explică
drumul până la succes. Ei văd doar succesul. Da, da, toți și vor zic, să fie persoane publice, vedete. Vor vedete, vor persoane publice, vor cu bani. Nu, nu se întreabă, stai puțin, cu ce preț o fi plătit ăla? Doarme noaptea? Sau stă cu grijă să n-audă vreo mașină frână în fața casei? Da. Sau că sună telefonul. Deci, apropo de asta, cu ani în urmă, știu și anul, 1985, am găsit într-o revistă italiană un interviu pe câteva pagini, la mijlocul revistei, cu fotografii color. Așa. Un interviu luat lui Yoko. Yoko fiind văduva lui John Lennon. Da, John Lennon. Pentru cei care nu da, au mers. Da. Iar numai că moștenise drepturile de autor ale lui John Lennon, nu numai că aveau ei împreună o avere foarte mare, ea era și fiica unuia dintre cei mai bogați industriași ai Japoniei. Puțin urmește asta. Yoko nu venea așa de pe stradă. Ea venea dintr-o familie foarte bine educată, numai că era perioada rebel Hippie. Fără cauză, exact, da. Și fugise de acasă și contesta era valori rebelă. De familie, da. Rebelă, da. Cum era da, filmul altfel, ăla adevărat, doamne, cu James Dean, Rebel fără cauză, Rebel știți? Fără cauză. Era și o tipă autoritară, așa, da, adică era. Știa să-l țină bine pe asta vreau să vă spun. Partener. Vine Kathleen White, care făcuse câteva cărți cu interviuri cu mari oameni politici, cu vedete, o ziaristă celebră, și ia interviu. Și la un moment dat o întreabă așa. Yoko, te rog să-mi spui cum arată o zi din viața ta. Așa, o zi oarecare. Uh-huh. Și asta puțin se gândește, zice, păi, mă scul dimineața foarte devreme, fac jogging, era jogging-ul pe vremea aia, la modă, vin acasă, fac un duș, pregătesc micul dejun, iau micul dejun cu fiul meu care trebuie să plece la școală și e singura perioada a zilei când pot să stau de vorbă cu el. Opa, deci ți s-a prindă un beculeț imediat. Altă perioadă a zilei nu mai are. Dimineața îl prinde să stea de vorbă. După care pleacă la școală cu bodyguards-ii, cu mașină blindată, cu nu știu, împotriva lor care răpesc copiii de oameni bogați. Eu mă întâlnesc cu administratorul, cu avocații. La prânz iau masa cu niște doamne americane din Asociația Doamnelor Americane. Seara merg la un bal de caritate. Crea să stă să uită și aici intervine marele ziarist care știe să întrebe. Ce merită trăit o viață ca asta? Și se răspunde, dă un răspuns cât 10 tomuri de filozofie. Fiecare viață are prețul ei. Da. Deci dacă ești acolo așa unde e. Ești, cu poziția pe care o ai, plătești treaba cu un preț. Poate că cel care o invidiază că are ce nu are el, n-ar vrea să plătească prețul ăla. Sau n-ar fi în stare. N-ar fi nici în stare, nici nu și-ar dori, dar își dorește produsul. Procesul nu-l interesează. Și aici se păcălesc tinerii noștri. Da. Ei cred da. Că se poate ajunge la rezultat fără efortul. Că poți să ai parte de destinație fără drum. Ori lucrul ăsta se pregătește și se pregătește prin forjare morală și prin caracter. Este o vorbă veche, spune așa că mai multe obiceiuri, mai multe fapte repetate formează un obicei, mai multe obiceiuri formează un caracter și caracterul dă un destin. Deci, trebuie să avem grijă de la ce mâncăm și ce îmbrăcăm până la cum ne organizăm o zi, cum ne organizăm viața. Cât timp dăm distracție, cât dăm muncii. Pentru că una dintre distinții dintre etapa estetică și etapa etică a vieții e exact asta. În etapa estetică faci mai ales ceea ce îți place. În etapa etică faci mai ales ceea ce trebuie să faci. La dumneavoastră cum a fost trecerea asta? Din etapa estetică în cea etică? M-a ajutat enorm Facultatea de Filozofie. Dar erau niște vremuri în care să studiezi pe atunci filozofia, ceva... Am făcut o facultate de filozofie superbă cu niște profesori minunați. Am și prins un interval ăsta, cum zic ăștia, cu o fereastră de oportunitate. Așa. Între 70 și 74, cât am făcut eu facultatea de filozofie la Universitatea din București, era o perioadă de relaxare. Ceaușescu venise în 65 la putere, începuse să deschidă ca să câștige asentimentul maselor. Pentru prima dată începuseră să apară traduceri din literatura universală, nu doar din literatura sovietică.
am citit, eu știu, piese de teatru de Jean-Paul Sartre, teatrul englez contemporan, da? Generația tinerilor furioși, poezie contemporană americană. Dar de îndoctrinat, nu ați fost îndoctrinat? Era socialismul științific pe atunci. Doamne, cei care spun astăzi că așa, ceea ce vedem noi este omul nou făcut de Ceaușescu, ori sunt naivi, ori sunt ticăloși, vor să manipuleze. Nu s-a format niciun om nou, cum credește. Nu comunismul e de vină că ne purtăm așa. Sunt cauze și racile mult mai vechi ale noastre, ale românilor, pentru că nici comunismul n-a arătat ca în România, nici o altă țară. Nu s-a ajuns până la paranoia aia generalizată și până la Ceaușescu PCR, Ceaușescu pace, stima noastră și mândria, Ceaușescu România, săli întregi urlând. Exact. Nicăieri, nici în Ceoslovacia, nici în Bulgaria, nici în Polonia, nici în Ungaria, nu s-a întâmplat așa ceva. Atunci, care este explicația? Păi trebuie să ne întrebăm, profesor, despre românism, nu despre comunism. Care este explicația? Ar fi fost în stare să meargă în patrulabe unii dintre ei și să lingă pantofii lui Ceaușescu? De slugă, adică lipsa de caracter. Oameni care n-au o identitate morală, care n-au conștiința morală de care vorbeam eu, sunt stare să facă orice și sunt și astăzi. Și ne putem aștepta oricând la apariția unui nou Ceaușescu, să fie clar. Pentru că etosul nostru permite așa ceva. Și au nevoie de câte unul în jurul căruia să se strângă și să justifice propriile lor neputințe, propriile lor cedări și abdicări, propriile lor fantezii, că mulți trăiesc din niște fantasme care nu au legătură cu realitatea și se hrănesc din ele. Și e câte unul de ăsta care îi strânge în jurul lor, în jurul lui și le spune, voi sunteți cei mai buni, cei mai tari, sunteți oamenii mei, conducem țara sau conducem comuna sau conducem orașul. Deci, genul ăsta, ceaușismul, nu l-a inventat Ceaușescu, să știți. Așa cum cezarismul nu l-a inventat Stalin și Hitler. Cezarismul e de mult, de pe vremea cezarilor. Deci acest tip de a te raporta la alții, de a instrumentaliza pe alții, de a-i transforma în instrumente pentru propriile tale interese, este vechi. Iar cei care răspund la asta și spun vreau un stăpân, așa, îmi doresc un stăpân, iată de ce spun eu pentru tinerii care ne urmăresc. Țara asta se împarte, vă spun pe bază de cercetări, nu sunt idei care mi-au venit în lift. Deci sunt cercetări. Vă rog. Aproape jumătate sunt în căutare de slugi, să vor șefi. Aproape jumătate sunt în căutare de stăpâni, vor protecție și siguranță. Și rămâne o parte destul de subțire care să vor cetățeni. Adică vor să fie membri ai societății, ai cetății, cu drepturi, cu libertăți cetățene și cu obligații, pe care să și le respecte, dar pe urmă au și pretenția să li se respecte drepturile și libertățile. Nu li se respectă, fac scandal, ies în stradă. Dar sunt cetățeni, au conștiință de om modern, pentru că cetățenia activă vine din modernitate. În Evul Mediu nu era. În Evul Mediu erau stăpânii și iobagii. Dar dumneavoastră, în vremea epocii de aur, cum v-ați simțit? Cum vi s-a călit caracterul în anii aia, păi 70-80? Nu știu dacă ați avut vreodată bătături, eu am avut. E ca și când te-ar călca tot timpul cineva pe bătături. O durere îngrozitoare. Ce ați strâns? Zilnic. Suferință? Frustrări? Ce au fost? Multă umilință. La un moment dat știu că plângeam pe stradă de umilință. Veneam de la Facultatea de Silvicultură din Brașov, unde eram cadru didactic. Mi se spusese că vor veni niște brazi. Urma Crăciunul, era în ajunul de Crăciun. Vor veni niște brazi dintr-un, mă rog, un lot al Facultății de Silvicultură. Am stat acolo 4, 5, 6 ore în ger, n-au venit nimic, se lăsase seara și am plecat spre casă așa, pe jos, că erau anii ceaușiști, fără lumină, da, fără... Da, fără nimic. Fără nimic. Și trecând înghețat o bocnă prin Piața Sfatului, în fața Sfatului din Brașov, era o clădire a Sfatului din Brașov, era o scenă pe care cântau niște copii coruri colinde. Deci colindele alea care ne aduceau aminte de o societate normală, de o țară a românilor, care nu era ocupată de impostori, care era condusă de oameni morali, și care își organizau viața cum știau ei și exprimeau toată bucuria asta în colinde, speranța pe care ți-o dă credința în Dumnezeu și toate astea,
Și eu veneam după 4-5 ore de umilință totală, fără un brad în mână, mă duceam spre casă ca să spun că nu avem brad pentru mâine. Deci, în momentul ăla am început să plâng. Pentru că mi-am dat seama, plângeam, mergeam pe stradă și plângeam, mi-am dat seama câtă suferință îndură acest popor, unii își dau seama, unii nu își dau seama, dar eram umiliți până în măduva oaselor. Așa se trece prin... Numai că alții au făcut pactul cu sistemul. Și acum eu observ, după 1989, mi-a fost clar, mi-am dat seama după cum ne comportam unii și alții, că am trecut în mod diferit prin comunism. Și că actualul nostru comportament se explică prin modul în care am trecut prin comunism. Unii au trecut făcând pactul cu diavolul, cum se spune, da, în mitul lui Faust, au făcut pactul faustic, au dat mâna cu sistemul, au profitat de faptul că lucrurile nu mergeau, pentru că ăștia erau profitori. Ăștia țin întotdeauna în loc schimbarea reală. Cei care profită și de le pe e bine. Le e bine. Corect. Lor le e bine că lucrurile nu merg bine. Da. Și atunci nu vor dori niciodată să le schimbe, să meargă bine. Dar spuneți-mi, fiul dumneavoastră, Vladimir, a fost dezamăgit? El a ales, dar nu România. A ales Marea Britanie. A ales pentru studiu, să știți. Între timp, într-adevăr, s-a căsătorit acolo, s-a îndrăgostit de o fată. O englezoaică? O englezoaică. Așteaptă un copil de acum în iunie. E fericit. Sunt fericiți amândoi. E o fată extraordinară. Știți cum a cunoscut-o? Ca să vedeți ce înseamnă omul de caracter. El a avut de stat un an de zile în Marea Britanie între masterat și doctorat, pentru că nu s-a putut scrie imediat. Sau venea acasă. Sau rămânea în Anglia și continua să studieze acolo. Dar trebuia să se întrețină din ceva. Cum eu nu sunt nabab, nu-i puteam spune, stai liniștit că simt eu bani. S-a angajat la un homeless, la un hostess, de ăsta, un centru pentru homeless. Pentru oameni fără locuință. Un adăpost, la un adăpost pentru oamenii... Un adăpost pentru cei mai amărâți oameni de pe lumea asta, care n-au o casă. S-a angajat acolo, ce să facă? S-a angajat consilier pentru oamenii care, pentru că cei mai mulți sunt cu probleme psihice, cu probleme morale. Da. Nu ajungi în stradă oricum. Că mă pregătesc și ies în stradă, mă fac homeless. Ajungi în urma unor tragedii, unor mari... Drame. Drame mari. Și ei au acolo niște oameni pregătiți, ori cu psihologie, ori cu filozofie, cum era Vladimir, ori cu empatie, cu multă tandrețe pentru semenii lor, să-i ajute pe oamenii ăștia. Iar Nicola, actuala lui soție, era directoare și l-a observat cum se poartă cu oamenii ăia, cum se dedică lor, cum încearcă să facă, cum a venit toată lea și a tras atenția că unul dintre colegi nu-și face datoria, că trebuia să urce în salvare împreună cu omul de care are grijă și că l-a lăsat să plece singur, neasistat și habar n-au ce să-i facă. Și zice, nu cred că e normal. Și treptat s-au cunoscut. El și-a dat seama ce calitate umană are, adică, dacă vreți să venim din nou la tema discuției, ce caracter are, iar Nicola și-a dat seama ce caracter are Vladimir. Și s-au îndrăgostit. Minunat, domnule profesor, dar vorbim de trăsăturile astea morale, dar nu vorbim deloc de bunătatea inimii. Nu vorbim de suflet. Credeți că un om moral, dar rece, cu inimă rece, așa distant, detașat, fără implicare emoțională, poate face lucruri bune? Sau le face doar pe cele corecte, fără implicarea asta emoțională? Că trebuie să fii alături de oameni. Trebuie să le dai ceva din sufletul tău și sunt convinsă că primești înapoi și chiar primești mai mult. Nu se vorbește deloc despre bunătatea și despre puterea inimii tale. Că bine ziceți. Dacă ești doar moral sau doar corect, așa. Atenție, aici e o distinție pe care ar fi bine să o spunem pentru cei care ne urmăresc. A fi corect înseamnă a respecta regulile... Norme, reguli, protocoale. Unui sistem, da. Corect. Protocoale, proceduri, da. Ești corect, le respecti. Nu înseamnă neapărat că ești cinstit. Nu înseamnă că ești sincer. Ești doar corect. A fi moral înseamnă să fii și onest, cinstit. Cu tine însuți și cu ceilalți. E mai mult decât a fi corect. Da. Iar ceea ce spuneți dumneavoastră aici înseamnă să vii și cu inima. Așa. Pentru că dacă ești doar corect sau doar moral, poți să ajungi în Robespierre. Poți să ajungi la iacobinism.
iacobinii trimiteau oameni la ghilotină pentru că nu corespundeau modelul lor de umanitate. Normelor, da. Normelor. Normelor lor. Vreau să... Păi tiparelor. Ăsta e criteriul să... să umbli la destinul altora. Exact, trimiți un om la moarte. Nu neapărat prin moarte, prin să-i schimbi viața, să-i schimbi destinul, pentru că nu e cum îți convine. De regulă, regimurile totalitare asta fac. Propun un model de umanitate obligatoriu, vor să-l aplice și cine nu corespunde, ori la canal, ori la pușcărie, la gherla, la sighet, la și așa mai departe. Ce s-a întâmplat cu, da? Corect. Cu, de curând au fost beatificați 7 monsignori din Biserica Greco-Catolică. Dar nu au fost numai ei. Sunt foarte mulți eroi ai regimului comunist, ai rezistenței la regimul comunist, cum ar fi Steinhardt, Nicolae Steinhardt, care este, este un evreu care a fost un evreu care s-a convertit la creștinism, da, la ortodoxie. Altul, Richard Wulbrand era tot evreu, s-a convertit la luteranism. Apropo de asta, oamenii ăștia au rezistat pe principiile și pe valorile lor date de credința religioasă. Lor. De data asta era o morală religioasă. Domnule profesor, mai avem foarte puțin și trebuie să închidem. Și vreau să vă spun așa, pentru că și dumneavoastră, și eu, și mai toți cei care ne-am născut înainte de 90, am dus traiul, viața noastră, într-o oarecare frică, cu o mai mare sau o mai mică intensitate. Spuneți-mi, vă rog, frica călește caracterul, îl face mai puternic sau îl dărâmă, îl sfărâmă? Nu știu, de regulă, curajul apare în condiții de frică. Curajos nu e cel care nu are frică. Ăla e nebunul, care nu evaluează corect realitățile. Da. Curajul este capacitatea de a-ți înfinge frica și sigur că te forjează. Este o formă de a te educa, de a te înforța, de a te împuternici, de a deveni mai tare. Dar, sincer să vă spun, eu nu prea am trăit cu frică. Eu n-am mințit niciodată în orele mele și predam științe sociale și filozofie. Aveam amfiteatrele pline, eram doar asistent la Universitatea din Brașov. Dar sunt convins, să mă scuzați că vă întreb. Aveam cursuri. N-a avut nimeni curajul să vă întrebe dacă România a avut rege sau nu în anii aceia, ba, în anii 80. Mă întrebau orice și le spuneam orice. Și le răspundeați? Sigur că da. Deci, nici vorbă. Haide să nu cădem în capcană ăstora care n-au avut curajul să spună nimic. E adevărat. Au stat zeci de ani ca broasca sub pietroi și acum ești, domne, nu se putea nimic. Nu e adevărat. Eu am predat din 74 până în 89, cât înseamnă? Oho, 16 ani, da. 14 ani la liceu, da, 4 ani la liceu și 12 ani la universitate. Fără să mint elevii sau studenții. N-am spus nimic din ceea ce nu credeam. Le-am spus doar ce credeam, nu le spuneam tot, că nu eram nici eu inconștient. Dar când îmi dădea seama că n-am rezolvat. Dar amfiteatrele mele erau pline, că aveam cursuri, pentru că nu se mai dădeau concursuri pentru ocuparea posturilor, da, să blocaseră, că nu aveau bani să le plătească. Și un asistent avea cursuri, avea normă de profesor. Vreau să vă spun că amfiteatrele erau arhipline, nu făceam prezență și veneau la ore, iar în momentul în care a început să tragă la Timișoara, în decembrie 89, eu tocmai predam cursul despre Revoluția Socială. Și să scrie istorie. În momentul ăla a început o revoluție la Timișoara. Da. Eu le vorbeam despre condițiile obiective și subiective ale declanșării unei revoluții și condițiile pentru ca ea să reușească. Era o liniște totală într-un amfiteatru imens. Era aula Universității de pe Colină, a Facultății de TCM. Era un amfiteatru imens. Era plin. Veneau și de la alte secții ca să mă asculte. Și era o liniște de auzeai musca în pod. Asta înseamnă, a fost un moment extraordinar în care simțeam că particip la istorie predând despre ceea ce se întâmpla în timp real. În timp real, da. Domnule profesor, eu vă mulțumesc tare mult că ați fost aici alături de mine. Vă îmbrățișez. Multă sănătate vă doresc. Să aveți forță și să continuați să le vorbiți tinerilor, nu? Despre cum să-și traseze, nu? Cum să proiecteze în perspectivă din punctul ăsta de vedere al moralității, cum să facă, să-și facă propria viață. Cu frica și cu comoditatea.
Cu Lenea. Da. Cu Lenea. Da. Lenea de a gândi, Lenea de a acționa, pentru că ăștia sunt cei doi dușmani ai caracterului. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc. Cam atât pentru astăzi, doamnelor și domnilor, ne revedem aici ca de obicei, sâmbăta și duminica de la ora 14, de-a viața ascunselea. Toate cele bune!